Domnule Spam, este clar că tăcerea domnului Băsescu ascunde multe. Este clar că domnul Băsescu este terminat. Domnule Gâlmea, ce să mai, domnule Gâlmea, ce să mai? Știe, simte, domnule Gâlmea, că se apropie de final. E gata. Este gata, îi fuge pământul de sub picioare, domnule Gâlmea. Nu mai e cocoș. Nu vă mai arde de glume. Nu, domnule Băsescu. Domnule Gâlmea, am o piesă. Super merge pe tema asta. Numai puțin cu piesa. Eu cred că până la piesă trebuie să spunem că tăcerea domnului Băsescu ascunde ceva mult mai sinistru, ascunde ce se întâmplă de fapt în agricultură. Da, domnule Gâlmea, și pe boc. Ascunde agricultura și pe boc, domnule Gâlmea. Vreți să știți, domnule Gâlmea, de unde știu eu cum îl ascunde pe boc în agricultură, domnule Gâlmea? Păi eu bănuiesc. Vreți, domnule Gâlmea, să vă demonstrez clar cum domnul Băsescu, domnule Gâlmea, va frauda 100% aceste alegeri, domnule Gâlmea? Ia auziți aici. Dacă telespectatorii noștri aveau vreun dubiu că domnul Băsescu va frauda alegerile, iată dovada. Este clar că domnul Băsescu este terminat. Vrea război, domnule Gâlmea! Vă război, domnule Gâlmea! Noi trăim Băsescu, vreți război? Vreți război! Război, 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 război!